мы будем обращаться во все страны. Во все включая страны. Россию. Конечно, включая Российскую Федерацию. Băi, voi nu sunteți sănătoși la cap, eu vă spun așa cum este. Voi nu sunteți sănătoși la cap! Scenariul de lichidare a Republicii Moldova și de apariție aici a trupilor NATO. Și s-a apărut așa. Nici război nu-mi trebuie. Eu nu știu atragi din pușcă. Și dacă am să mă înveți, prima dată cred că ați vă împușc pe voi ăștia care chemați lumea la război. Tot așa, prin decizie Comisiei Situații Excepționale, ați vă obligăm să aveți stăți pricioscă ca Radu Marian. Într-o perioadă grea cu război la graniță, cu presiuni și amenințări în jurul nostru, parcă s-ar cere liniște și pace pe plan local, nu? Cooperare, prietenie între politicieni, orgolii mai mici și spirit național. Că na, avem o amenințare clară. E ursul la câteva sute de kilometri de noi. S-ar cere toate astea, dar nu ni se dau. Ba dimpotrivă, pro-europenii încă se mănâncă între ei, iar pro-rușii nu mai roșesc nici la genocid, nici la invazie, la nimic. Să vină banul și să-mi păstrez funcția. În rest, să dispară toți, atâta timp cât nu mă afectează pe mine personal sau pe rudele mele. Правильно понимаю, что Майя Санду просто боится, что вы пойдете на выборы президента и вынесете ее в одну калитку? Не исключаю. White horse. Din această lume e și bașcanca găgăuziei, Evgenia Guțul, care s-a mai dus odată la Moscova să aprindă spiritele. A discutat cu propaganda putinistă, s-a plâns că guvernul de la Chișinău discriminează Găgăuzia, că se dorește unirea cu România, iar în acest caz va fi nevoie de declararea independenței Găgăuziei. Noi хотим быть и жить в независимой Республике Молдова, без унирия, без и мы хочу отметить, что я и многие жители, даже большинство жителей Гагаузии и даже и в Молдове против того, чтобы Молдова вступила в Европейский Союз. Iar pe deasupra a spus că nu exclude că ar putea cere ajutorul Rusiei în acest sens, să salveze autonomia. Но если до этого дойдет, мы будем обращаться во все страны. Во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию. Cum se traduc toate aceste declarații? Pizdioș! Regimul de la Moscova e conștient de faptul că doar prin Găgăuzia și Transnistria mai poate frâna Republica Moldova, iar în prag de alegeri scoate toate tunurile, băgând frica în oameni, în speranța că referendumul va cădea, iar alegerile vor fi câștigate de idioții lor utili. Și ca să le dea speranță celor de acasă, îndobitociți de propagandă, Guțulcic a semnat un contract de conectare a Găgăuziei la infrastructura financiară rusească, MIR. A dat asigurări femeia că toți pensionarii și angajații la stat din regiune vor putea primi de pe 1 mai câte 2000 de lei lunar pe cardurile MIR, conturile bancare urmând a fi deschise la distanță. Într-o reacție, ministrul finanțelor Petru Rotaru a declarat că acest tip de carduri nu pot fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova, ținând cont că sistemul nu este valabil în țara noastră. Un card MIR la îndemână va fi o adevărată baghetă magică pentru găgăuzi. Plăți cu el nu prea poți face, în schimb un prieten îmi zicea că ar putea fi folosit pentru a cânta la chitară Dim Sigareți Mentolăm. Altcineva îmi scria că și bășcăneasa ar putea să-l folosească pentru a-și scoate glodul de sub unghii cu el. Miracol, nu alta, să moare moldovenei de ciudă. Altfel spus, Guțul și stăpânii de la Moscova știu că aceste carduri nu vor putea fi utilizate în Găgăuzia, iar scopul lor este să le spună ulterior pensionarilor că Maia Sandu nu permite ca ei să fie ajutați. O schemă electorală bine gândită, plus o nouă sursă de ațățare a spiritelor. Гагаузский народ до сих пор придерживается этого же мнения. Не хотят вступить в унирие, потому что это полная смерть нашей Молдове. Героина a fost întâmpinată cu surle și trâmbițe la aeroport. A primit declarații de dragoste, respect și preamărire. Мы приехали встречать нашего башка на
Евгению Гуцу, потому что она наш башкан автономии. Мы ее уважаем, любим, ценим. И мы весь с автономией, я переживаю, правда. Гуцульчик риска 10 ani de închisoare în dosarul finanțării ilegale a Partidului Șor. Procuratura anticorupție zice că urmărirea penală a fost terminată și urmează a fi expediată în judecată. Raionul procuror. Doar că la câtă influență are Șor în justiția de pe Băg, cam nu-mi credea vine că va fi afectată Guțul în vreun fel. Dacă ceea ce face astăzi Guțul în Republica Moldova ar fi făcut în Ucraina, serviciul bezpecă ucrainean deja ar fi așteptat-o la aeroport. Evident. Sau cel puțin i-ar fi cerut acolo în aeroport să dea niște explicații. La noi, după toate probabilitățile, totul va trece fără consecințe. Cât eroina se afla la Moscova, Maia Sandu s-a dus într-o nouă vizită la Comrat, acolo unde hurta lui Șor a întâmpinat-o din nou cu sfădălaie. Cu studenții cei drept a avut o întâlnire bună, pe semne că nu-i totul pierdut. Mai sunt raze de speranță și în autonomie. A fost chiar și un veteran local, tot cu mintea limpede, ceea ce trebuie să le dea de gândit că generalizările privind îndoctrinarea tuturor găgăuzilor îi ajută tot pe cei rău intenționați. Și pentru că Bașcanca a pomenit România la Moscova, zilele astea am aflat că 116 moldoveni care urmau să protesteze pentru bani la București, în ziua în care Maia Sandu a participat la congresul PPE, au primit interdicție de a mai intra pe teritoriul României. Apoi am mai aflat că și Maxim Moroșan, candidatul socialiștilor la primăria Bălți din toamna trecută, la fel a primit interdicție de a intra pe teritoriul României. Mare stres pe capul lor. În Ucraina, ioc. În România, ioc. Потому что впереди будет серьёзная борьба, и, как говорится, в бой нужно идти только сильным составом. Потому что впереди будет серьёзная борьба. Eu aș merge mai departe, le-aș sugera autorităților de la București să fie mai selective atunci când oferă cetățenie celor care idee nu au ce înseamnă România, limba română, iar pe deasupra mai sunt și antiromâni. E plin internetul cu publicitate în limba rusă, cu oferim cetățenie română pentru 7.000 de euro. Găsiți o investigație în acest sens pe Hot News. Un alt subiect discutat intens în această săptămână este cel privind recensământul. Da, pe 8 aprilie a început recensământul național, un exercițiu absolut firesc care se face de sute de ani în toată lumea. Doar la noi, ca la nimeni. Eu cred că recensământul, referendumul, sunt elemente a unei strategii foarte bine gândite. Ele nu sunt întâmplătoare. S-au găsit tot felul de cârcotași care au chemat la neparticipare pentru că, vezi, Doamne, sunt acolo întrebări suspecte, care nu sunt clare. Și cine știe ce vor face ei cu răspunsurile noastre? Teoria ale conspirației cu aromă de chipuri din perioada COVID-ului, menite să șterbească încrederea în tot ceea ce înseamnă stat și funcționalitatea lui. Scenariul de lichidare a Republicii Moldova și de apariție aici a trupilor NATO. Pe scurt, circa 4.000 de recenzori care ar trebui să arate așa, urmează să ajungă din casă în casă pentru a colecta date despre populație și caracteristicile ei, vârstă, sex, etnie, nivelul educației, ocupație, locuințe și condiții de trai, dotare cu sistem de canalizare și aprovizionare cu apă sau modul de încălzire. În total, în jur de 60 de întrebări. Ceea ce privește întrebările, eu vreau să reamintesc tuturor că recensământul este un exercițiu foarte important. Asupra lui, asupra organizării, asupra întrebărilor, s-a lucrat foarte mult. De ce este important ca toată lumea să participe la acest recensământ? Pentru că în funcție de numărul de persoane care vor fi într-o localitate, vor fi distribuiți mai mult sau mai puțini bani din bugetul de stat. Dacă localitatea dumneavoastră are 2000 de oameni, dar la recensământ participă doar 1000, fiți siguri că veți avea buget pentru 1000 de oameni. Cu exerciții militare, sar americani cu parașută în nordul țării cu românii. Tot în baza datelor acumulate la acest recensământ se va stabili unde trebuie investit, în infrastructură, drumuri, canalizare, apă, școli, grădinițe, spitale sau puncte medicale, sau chiar cum trebuie să circule transportul public și câte unități de transport sunt necesare. Mă adresez politicienilor, vă rog să lăsăm
exercițiul ăsta apolitic și să nu-l politizăm și să nu răspândim informații false despre recensământ. Și nu uitați că aveți o mare oportunitate să declarați acolo că vorbiți limba română și că sunteți români, mai ales că peste 1 milion de moldoveni au cetățenie română. Greșelile istorice pot fi reparate inclusiv și prin acest recensământ. Imaginați-vă cum ar suna din gura Moscovei așa o știre. În Republica Moldova, potrivit recensământului din 2024, trăiesc milioane de români. Apoi vin minoritățile, ucraineni, ruși, bulgari, găgăuzi și alții. Recensământul este o chestie foarte importantă și fac apel la toți cetățenii Republicii Moldova, 82% dintre care sunt români moldoveni. Mergeți la acest recensământ sau acceptați-l și definiți-vă români. Nu aveți ezitări, pentru că dacă ne-am fi definit români, eram din 2004 în NATO și în European în 2007, n-am fi tremurat de frică și am fi avut salarii 3-4 ori mai mari, diplome europene și am fi circulat întreaga lume. Trece recensământul și vine referendumul, care cel mai probabil va fi organizat pe 20 octombrie. Cel puțin asta reiese din propunerea de inițiere a referendumului trimisă Curții Constituționale. Urmează să vedem ce zice Curtea, dacă textul privind modificarea Constituției e bun sau nu. Nu va fi nevoie de un vot în Parlament, automat votul cetățenilor, pentru că despre asta este referendumul republican constituțional, este despre votul oamenilor și asta este deasupra oricărui proiect de lege votat în Parlament. Cu această ocazie am aflat de la deputata PAS Doina German că rezultatele referendumului constituțional devin automat lege și nu va mai fi nevoie de un vot în Parlament. Olesea Stamate spune recent că încă nu-i clar, urmând ca în alta curte să facă lumină în acest sens. Deci, pe cine credem? Lasă semne de întrebare dacă trebuie să treacă prin etapa parlamentară sau nu. Fiindcă la moment Constituția este un pic neclară în sensul ăsta, deci nu este suficient de explicită. Referendumul lui Usatăi, în schimb, rămâne sub semnul întrebării. Voi n-aveți soviști. Membrii CEC au refuzat unanim înregistrarea grupului de inițiativă acestuia pentru a colecta semnături, motivând asta prin codul electoral, care spune clar care sunt temele care pot fi supuse referendumului consultativ republican. Domnule deputat și domnilor deputați bespredelșiși. Teme precum grațierea, securitatea statului, impozitele, bugetul, sănătatea populației sau cele care țin de alegeri nu se supun referendumului. Acestea țin de competența Parlamentului potrivit codului electoral. Se anunță în public și se induce în eroare contrar prevederilor, avizilor Curții Constituționale alegătorii. Uite, noi o să facem o astfel de încălcare a legii și noi știm Comisia Electorală Centrală să ne oprească. Da, Comisia Electorală Centrală să oprească dacă este vorba de încălcare a legii. Și noi prin acest proiect de hotărâre am adus exemple clare de ce din punctul nostru personal de vedere, al meu personal de vedere, este o încălcare de legislație. Mulțumesc mult! Усатый зичу, что се ва адреса ан жудекат, яр лупта континуе. Мы пойдем всей страной к госпоже президенту, моя сонда, и будем требовать, чтобы она инициировала референдум. Ашадар, ел аре невое де имагине политика, ну де референдум. Май ун протест, май о свадо, май о контрале, и май акумулязе, пуна ла алегери, катева проценте. Адика тот ной, аша кум бабати тас жок де асас, ку уамени ну пот се мярга прин цара, с колектем семнатори, tot așa, prin decizie Comisiei Situații Excepționale, ați vă obligăm să aveți astăzi pricioscă Caradu Marian. Până una alta, și socialiștii sunt de acord cu dizolvarea Parlamentului, doar că nu-l pot dizolva, n-au majoritate. Pesirimiec constant a pledat pentru dizolvarea acestui Parlament, care este o mașinărie de vot. Tot ei s-au revoltat în Parlament că presa din Republica Moldova vorbește prea mult despre războiul din Ucraina, de parcă n-ar mai fi războaie în alte părți ale lumii. Взрывается в разных частях бомбы мира. Все молчат. Откуда ж такая любовь к нашему соседнему государству? Ce chiar sunt atât de importanți ucrainenii ăștia pe care Putin vrea să-i șteargă de pe fața pământului? Se întreabă indignat Odnostalco.
deputat în Parlamentul de la Chișinău, oraș aflat la nici 200 de kilometri de Odessa, acolo unde joi au fost uciși încă 4 civili, printre care și un copil de 10 ani. Voi serios vorbiți despre asta? Ați ieșit aici la tribuna Parlamentului să promovați războiul dus de Federația Rusă în Ucraina și prin faptul că nu aveți surse media prin care să vă puteți duce până la capăt toată propaganda voastră? Voi serios credeți că trebuie să existe în Republica Moldova televiziuni care să bată din palme și să prezintă că războiul este o normalitate în viața asta? Voi chiar serios asta credeți? Vladimir, tu chiar serios crezi că războiul trebuie să existe televiziuni? Da, eu te-am ascultat. Tu serios crezi asta? Băi, voi sunteți niște ipocriți, băi, sunteți, dacă voi credeți că moartea unor copii care sunt, sau casele distruse care sunt în Ucraina, care trebuie promovate astăzi prin televiziunile care voi le controlați, asta e normalitate? Băi, voi nu sunteți sănătoși la cap, eu vă spun așa cum este. Voi nu sunteți sănătoși la cap! Și pentru că nu sunt suficienți deputații noștri dragi de al de Odnostalco, mai avem în spațiul public și personaje de al de Grișa, care sperie lumea cu războiul. Și să apăr eu așa. Mie război nu-mi trebuie. Eu nu știu atragi din pușcă. Și dacă am să mă înveț, prima dată cred că ați vă împușc pe voi ăștia care chemați lumea la război. Că vezi, Doamne, a primit el ordin de chemare la un centru militar. El nu vrea la război să se ducă cei care ne guvernează, că ei vor război. Și uite așa, acest video are milioane de vizualizări pe TikTok și pe Facebook, zeci de mii de comentarii cu oameni panicați, care chiar cred că Maia Sandu îi cheamă la război. Cine să-mi crească în ei trei copii? Hai că eu am trăit cum am trăit. Voi, cum am nigreați mult la voi. Dar dacă te informezi înainte de a ieși în public, vei afla că este o lege din 2002, în baza căreia Ministerul Apărării trimite scrisori rezerviștilor pentru a se prezenta la centrele militare teritoriale, iar acolo trebuie să-și actualizeze datele, nimic mai mult. Au rămas un sfert din populație și pe ăștia vreți să-i ușiți. Cât despre război, tot ce putem face noi este să nu ne dăm țara pe mâna lui Putin, ca el să o utilizeze ulterior împotriva Ucrainei. Și încă ceva, sprijinind ucrainenii cu tot ce putem, ne ajutăm de fapt pe noi, pentru că doar ei ne apără astăzi de invazie. Vaina може бути тільки при власті Майи Санду. Până una alta și pro-europenii noștri de pe Bâc se trag de harță. De această dată, blocul format din platforma Da Loc, Partidul Schimbării și CUB acuză guvernarea că ar folosi programul Satul European pentru a determina primarii altor partide să adere la PAS. În replică, Spânu zice că primarii PAS au câștigat 87 de proiecte, PSDE, fostul PD, 127 de proiecte, platforma Da 40, socialiștii 80, independenții vreo 68 și alte partide 89 de proiecte din programul Satului European. Dinu Plângă ulterior i-a reproșat lui Spânu că aproape 200 de primari din cei 291 ai PAS-ului aleși toamna trecută vin din alte partide, ceea ce într-adevăr e o mare problemă de credibilitate din punctul meu de vedere, mai ales acolo unde sunt foști primari PD sau șoriști convertiți. Stat nu înseamnă numai guvernare. Guvernarea, da, este eșuată. A eșuat. Și nu putem să nu discutăm despre Marea Revenire. Andrei Năstase se pare că vrea să fie candidat la prezidențiale. Se declară pregătit. V-a fost doar apropo. Sunt pregătit pentru a participa. Și bineînțeles, niciodată să nu spun niciodată. Așa sau altfel, justiția noastră ne dă anumite semne că s-ar putea băga și acolo unde aparent nu i-ar fierbe oala. Aparent, repet, că normalitatea e evidentă în acest caz. Deci, Procuratura Anticorupție a inițiat un proces penal privind licitația pentru închirierea spațiilor din aeroport. Ziarul de gardă scrie că, potrivit informațiilor care au ajuns la dânsii, PA ar fi găsit circumstanțe dubioase și pretinse acțiuni ilegale. Știm și noi cum a fost cu prima licitație, anulată într-un final după presiunea publică. Mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Nu pot da anumite detalii acum. Vom reveni la timp potrivit când vom avea o claritate și vom comunica întregii societăți despre acest subiect. Directorul CNA Alexandru Pânzari spune că la această etapă nu poate da prea multe detalii despre verificările legate de organizarea primei licitații. Urmează să vedem ce se va întâmpla și cu a doua licitație, care a fost prelungită până pe 15 aprilie,
fiindcă a fost depus un singur dosar de participare. Se va repeta oare povestea pe motiv că nu a fost destulă concurență? Ori de data asta nu va mai fi valabil argumentul dat și va câștiga totuși compania franceză. Într-un răspuns, Centrul Național Anticorupție recent la niște jurnaliști a spus că a inițiat o procedură administrativă pe cazul aeroport. Astăzi vedem că Procuratura Anticorupție a inițiat un proces penal pe cazul aeroport. Ele fac parte din aceeași investigație sau ele sunt separate? Deci nu există riscul ca anumite procese să meargă paralel, să fie dublate? Mersi. Da, mulțumim, domnule deputat. Nu există riscul, deoarece la un moment dat noi constatăm că există dubla examinare și noi între noi comunicăm și vedem cine examinează mai departe, conform competenței și prejudiciului. Invazia Rusiei în Ucraina continuă, rachetele hipersonice distrugând și centrala Tripilska de lângă Kiev, cea mai mare din capitala Ucrainei și principala sursă de energie electrică pentru câteva regiuni din centrul Ucrainei. Până acum, Ucraina a pierdut peste 80% din capacitatea de producție a energiei termice. Toate analizele internaționale arată că situația din Ucraina e foarte complicată, iar dacă în următoarele săptămâni nu vor veni ajutoare externe suficiente, am putea asista la înfrângerea țării vecine și, prin implicit, la dispariția Republicii Moldova, așa cum o vedeți astăzi, o țară democrată orientată spre UE. А как вы относитесь к тому, что у нас пропагандируется война через мир на всех телеканалах? În aceste condiții, după lungi dezbateri, Ucraina a adoptat legea mobilizării pentru a-și putea spori numărul de militari. Legea vitală, de altfel, pune mare presiune pe societatea ucraineană, pentru că nu stabilește nicio limită pentru perioada de timp pe care soldații mobilizați trebuie să o servească pe front, întrucât nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile. Eu vважаю, що в більшості випадків закон правильний. Але ж треба ж кому захищати країну нашу. Кожна молода людина, кожен чоловік повинен йти на війну, захищати. Вони ж прийдуть сюди, якщо ми не будемо захищати. Дуже несправедливо те, що не демобілізують тих чоловіків, які вже прослужили. У мене племінник вже 2 роки з лишнім. Незадовільно оцінюю, тому що насправді закон про мобілізацію потребував змін в перший рік війни, буквально, тому що треба було одразу думати стратегічно і готувати резерви для наших захисників, а зараз вони фактично виснажені і не мають змоги для ротації. The Economist scrie că rușii vor să transforme Harkivul, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, într-o zonă gri, nelocuibilă prin bombardarea infrastructurii energetice. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Cameron, într-o încercare de a convinge republicanii americani să nu blocheze ajutorul pentru Ucraina, a atenționat că Statele Unite pun în pericol securitatea Occidentului, întrucât, dacă Ucraina pierde, va pierde tot Occidentul. Unul dintre cei mai cunoscuți europarlamentari, belgianul Verhofstadt, care a fost și prim-ministru al Belgiei, a obținut printr-un discurs acid amânarea aprobării bugetului Consiliului UE, până când nu vor fi trimise destule sisteme Patriot ucrainenilor pentru a se apăra. Hospitals, power installations, apartment blocks. What I find scandal is that Europe, who is opening the door for Ukraine, and the European Council is not even capable in such an urgency to decide to send a number of anti-missile systems to Ukraine. There are in total, Mr. President. Nici situația invadatorilor nu-i chiar înfloritoare, în contextul în care dronele ucrainene le-au vizitat cam des rafinăriile de petrol în ultimele săptămâni. Așadar, Kremlinul a cerut Kazahstanului să le pregătească o rezervă de urgență de 100.000 de tone de benzină. Pe deasupra și natura își arată colții. Peste 10.000 de case au fost inundate, forțând mii de ruși să fie evacuați după ce râul Ural a crescut cu câțiva metri în ultimele zile. Urmare a topirii zăpezii din munții Ural, dar și a precipitațiilor abundente. Apele au rupt un baraj de lângă orașul Orsk, inundând regiunea Orenburg, de la granița cu Kazahstanul. E cel mai grav dezastru natural în interiorul Rusiei din ultimii 100 de ani, care cel mai probabil nu s-ar fi întâmplat la o asemenea scară, dacă banii băgați pentru ocuparea teritoriilor străine
ar fi fost utilizați pentru întărirea barajelor, spre exemplu. Putin din nou s-a ascuns, în schimb a trimis preoți să se roage de sus, ca să stea ploaia. Sunt aceiași preoți care sfințesc tancurile invadatoare, apropo. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом. Ух. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И потом. Ух. Să vedeți voi cum vor găsi și aici mâna ucrainenilor. После того, как бобры спустили воду из Артюбинских и Оренбургское водохранилище, они бежали в сторону Украины и были пойманы перед границей, которую хотели перейти, потому что в Украине для них была приготовлена отдельная река со всеми удобствами. Prieteni, vă mulțumesc tuturor celor care mă sprijiniți. Vă îndemn să vă faceți un abonament lunar pe patreon.com/nicolaichicu. Cu o cafea pe lună venită din partea voastră, această emisiune poate fi văzută lunar de 10.000 de oameni. Vă sunt recunoscător. Eu am fost Nicolae Chicu și cam atât am avut de vă spune astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a crește împreună. Dați un like la acest video și desigur urmăriți-mă pe Instagram. Aștept părerile voastre în comentarii. Pe curând. Pace! Soon as back.